pentru fratele meu, pentru domnul Dani, dacă se poate ceva, că anul ăsta nu prea s-au făcut nunți până acum, dar nu poate prea să înceapă nunțile, sezon de nunți. Ce s-ar potrivi pentru Banat, așa, un refren frumos? Eu vă cânt, dar vreau să spun ceva. Câte asistente au avut Răzvan și cu Dani până acum? Cam câte, așa? Nu știu, 5-6 au avut 5? Ceva. E, tu câte asistente ai avut? N-am avut. E, ai de astăzi. Toată vara o să fiu asistenta ta. Veni de la Antena Satelor la Antena 1, nu? Hai să mergem puțin. Hai, la umbră și te rog cu asistenta mai vedem că trebuie trecut un casting. Nu e chiar așa atât de simplu. Adică... E, l-am trecut deja, de data trecută, nu? Păi nu știu. Eu așa cred. Auzi, atent, un refren pentru fratele meu, pentru domnul Dani. Pentru Dani, cum să nu? Te-am ales de lumea toată, măi băgiță dragă, și-mi ești dragoste curată, la 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 la. Să colim pământul tot, măi băgiță dragă, mai mult drag n-am cui să port, la 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 la. Asta spune Gabriela pentru domnul Dani, nu? Dani, inima te vrea, ascultă de ea, ești parce din viața mea, la 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 la. Auzi, stai că mai am un prieten aici, dacă se poate, acum suntem tot la dedicații. Așa. O, este acasă. Hai să-i neamărim, că ești neamărine. Să-i facem și noi o dedicație, neamărin, dacă-ți poate. Neamărin, bună neamărine, ziua! Neamărine, să trăiești, bine te-am regăsit. Auzi, uite, vreau să-ți fac o surpriză, că tot timpul ai fost băiat extraordinar cu noi. Auzi, uite, avem o fată extraordinară, dacă se poate. Domnișoana Narcisă, cunoaștem, cum să nu o cunoaștem, domnișoana Narcisă. Și tu ziceai să mai dau... Casting. Să mai merg la casting. Auzi, fii atent, pentru fratele meu, pentru neamărin, dacă se poate, că el e cu fructe, legume. Auzi, pentru prune ceva, că dacă pentru se poate. Pentru prune? Da. Pace, Doamne, prunele, să umplem cazanele, să curgă rachiu pe țavă, să beau cu mândruța dragă. Beau și vin, beau și rachiu, genimica nu mai știu, umple ulceaua de vin, cam la inimă venin. Hai să-mi dai 1 milion, neamărine. O bucurie să te văd, hai să-mi dai 1 milion. Băgă mâna în buzunar! Auzi, Mata, ți s-arde mâncarea pe foc. Tată, păi am venit să dau ceva și un bacșiș, ceva, nu mă lași. Auzi, rămâne că vreau să-mi iau și eu asistent acum. Rămâne ce zici? Tată, încercăm. Dar nu vezi că ne-am și asortat, uite. Auzi, fii atent, acum și că să nu se spre fratele meu, domnul Răzvan, vreau să-i facă și pentru Răzvan un refren. Dacă ceva din Banat, ceva, tot din Banat, sau ce i s-ar potrivi mai bine, că tu îl știi. Ia zi. Mai stai, viață, doar o clipă, să-mi răspund la o întrebare. Ia-uzi, Răzvan, de ce clipele frumoase le faci la om trecătoare? Și-aș mai vrea să te întreb cum doi oameni se înțeleg. Ascultă asta. Și cum alții doi nu pot și împart drum la cap de pod. Auzi, hai că asta m-a muiat, așa m-a făcut, auzi. E, asta e așa pentru Dor, tot dar ceva mai viu e așa. Am și pentru tine, stai că nu scăpași. Ia, așa e, nu, stai să scăzi și ție. Porto dragoste de un an, aici apătele orman. Pentru-n pui mă berpelesc, du-ță ce pățesc, du-ță ce făcuși, pe la mine nu trecuși, ori nu mă văzuși, nei că mai zi-mă, du-ță ce făcuși, pe la mine nu trecuși. A, păi da, lasă că tu vorbești destul. La la e la la e la la e la. Că ieri m-a certat domnul Dani că m-a trimis nu știu unde și n-am fost. Oricum greșise etajul, că domnul Dani este etajul 8, dar eu știam la etajul 6. Ai poate fost în anul ceva... cu lavandă ieri și nu m-ai chemat, știi că îmi place lavanda. Am înțeles. Auzi, fii atentă. Cât de greu este acum să îmbini tradiționalul cu modernul? Tu, cântăreață de muzică populară pe trotinet, așa te plimbi prin oraș? Bineînțeles. Uite așa, cum mă vedeți. Așa merg pentru că eu mi-am luat trotineta pentru mine la radio. Știți că e o stradă cu sens unic acolo și nu am loc de parcare. Și așa cum mă vedeți, așa merg pe trotinetă. Nu e doar de ochii lumii, să știi că eu nu fac asta. Auzi, eu fac pentru... Știu, eu sunt așa cum mă vedeți. Întreabă. Neamărine, vină mai aproape că m-a luat transpirațiile. Auzi, spune-mi câți ani ai, că nu știu. Nu, dar... 20 și ceva. 27. Deci, încă, da. Neamărine, dacă mă însori, te pun naș. Pe cuvânt, dacă pe cuvânt. Și vin și la nuntă. Și vin și la nuntă. Pe cuvânt. Au înțeles. Narcisa, fii atent. Să mă anunț și pe mine ca să vin să scând. Au înțeles, atentă, păi despre tine era vorba. Ce se întâmplă? Până duminică la Muzeul Țăranului Român se întâmplă multe lucruri frumoase. Frumoase aici la târg. Dacă e weekend, este rost de târg la Muzeul Țăranului Român, în luna lui Cuptor. Vă așteptăm cu drag, faceți poze cu mine, cu Duță, cu pălăria lui dacă vreți, și cu vesta lui, și cu asistenta lui nouă. Auzi, pe treaba și frumoasă. Auzi cu treaba asta cu asistentă. Eu cred că o să apuc să zic să-i salut bună dimineața Răzvan, bună dimineața Adrian, să-mi la revedere. E auzi, atât, din ce zonă ești tu? Din Mehedinți. Auzi, zi-mi un refren și din Mehedinți acum la final, că mi-a plăcut și la cu Teleoma, dar din Mehedinți. Hei, hop,
Joacă, nană, danțul bine și mă prinde lângă tine. Joacă danțul înainte, lumea să ne țină minte, dar nana-l meu. Hei, hop! Joacă, duță, danțul bine și mă prinde lângă tine. Joacă danțul înainte, lumea să ne țină minte, dar nana-l meu. Auzi, hai să ne oprim. Că nu știu, trebuie să mai stăm puțin să discutăm, să vedem. Auzi, zestre, ai și zestre? Normal că am. Are mama și ei pentru ginerele ei, deci pentru viitorul ginere. Am înțeles. Doamne ajută, nu știu, cred că ăsta este anul meu, că am văzut că a fost anul... Măi, nu știu, sună urât, 20-20, nu prea, nu știu ce să zic, a început așa mai dubios, dar poate fi cu noroc, nu? Ce ai făcut în carantină, singurică? A, păi, am cântat, am gătit, să știi că... Acum, dacă tot mă chemași, trebuie să spun că am dat dizertația. A, asta nu mă interesează. La actorie. A, la ieri actorie. Mi-am susținut dizertația. Deci a fost un rol cum de ce s-a întâmplat până acum, nu? Nu, nu, nu. A, am înțeles bine. Nenea Ghiță, să deci trăiești așa... o bucurie, să te revăd, mă, în sora noastră. Păi gata. Să pui deci ceva pe dreapta acolo. Forță, nu, fratele meu. Nu se poate. Deja Narcisa, ne luăm la revedere. Păi, deci mă lăsa să vorbesc, vorbești numai tu. Păi care, că n-am apucat să zic nimic, că numai tu ai vorbit. Nu știu, am impresia că acolo se râde în platou. Nu se râde, auzi? Hai să terminăm într-o notă optimistă, te gândești la un refren vesel, că mă duc să-i spun unul. Neamărine, fii atent, vreau să întreb dacă mă primesc săptămâna viitoare pe la mata, că vreau să văd cum te-ai pregătit și ce ai în grădină, că așa a rămas. Da, domne, rămâne așa cum am stabilit. Vin și cu fata. Da. Bine, neamărine, frate, trebuie să treci, domne, ăștia nemuții, bine, cred că măsuri. Hai, Narcisa, gata, trebuie să ne retragem. Gata. Mamă, și cât cântă, și cât vorbește, mie vine nici așa, auzi? Că e iadul lume, iubăreșepus pe glume, bă. Pricepul și iscusit, trece prin toate răzând. N-ai Marian, scoate hârtiile și semnează că și pe asta ne-o iau. Una nu putem descoperi și noi până să ne hotărâm. Dar semnează pe hârtie roz, de-aia frumoasă, să e certificat. Și nu să vedea ta cu Olteanca acasă. Trebuie să ne oprim, mai discutăm. Da, trebuie să ne oprim, mai vedem data viitoare. Bine, bine. Așa e. Să domnul Răzvan Drodan, o zi frumoasă, la revedere. Vă așteptăm la Muzeul Țăranului. M-a obosit pentru weekendul ăsta, ești deja obosit. E bine, e bine. Hai, ne retragem, da? Ia-o tu, vezi de mersul tău, cum și în partea cealaltă. Tu du-te la Neaghiță, ia-o pauză, mănâncă, eu mă duc să iau interviu. Da? Hai, uite asta, hai, toate cele bune, zi frumoasă, la revedere. Și că dacă vrei o nevastă... Dacă vrei o nevastă focoasă să-ți iei o olteancă. Ai văzut că e spirt așa. Dacă vrei una să deretice pe-n casă, să te tot apreteze, să aibă grijă de tine, să-ți iei ardeleancă. Ardeleancă. Da. Harnică. Să-ți iei moldoveancă. Dacă... Moldoveancă pentru ce? Și că fac niște pomeni. Nu ți-e mă rușine, mă. Doamne, dar ce spirit e fata asta. Hai să nu mai laud, că sigur o sună alții. Nu mai, Duța, semnează, e a noastră. Bă, dacă o prim pe la alții pe la emisiune, să vedeți ce... Pune-o pe numele tău. Noi am găsit-o. Ca să fim siguri. Da. Familia Duță. Dăm legătura familiei Duță. Nu cred că are unde să stea. Băi, frumos. Să meargă amândoi la târguri. La... Ia să vorbească el, să țină microfonul. Da. El să... Da. Da, și vezi că stai din Tellerman, adică putea un pic și, nu? Nu s-a ținut la mine. Ia-o. Deci, Marian, de săptămâna viitoare numai cu Narcisa mergi. Să văd că am înțeles că te așteaptă Andra la etajul 6. Cum mâncă peste toți trei în bucătărie. Să-ți facă niște în capoțelul ăla, cum te așteaptă ea. Da. Da. Așa se complică viața. Ai grijă ce-ți dorești, Marinica? Da, uite, da. Uite. Bă, cum i-am dat telefon, ai văzut? I-am dat telefon mai nou, cum deja altă atitudine. A schimbat norocul. I-am dat, bă, e telefonul cu care și eu mi-am cunoscut norocul. Este același. Ai un singur telefon? Primele mesaje pe care le-am trimis, de acolo le-am trimis. Da. Și acum am dat mai departe, uite. Să vorbesc cu Duță să-mi dea un pic telefonul. Asta trebuie. Mai dau niște bipuri, măcar. Dacă... Asta trebuie ție, Răzane. Da, stai locului. Umbli telefonul. Acum, mamă, când mi-a venit forța în brațe. Da. Bun. Da. Hai că ne-a obosit. Da.